Domnul Tereș, domnul europarlamentar, ați venit în salaj ca un tăvăluc și ați revergorat, ca să zic așa între ghilimele, PNCCD. Cu ce gânduri? Am venit în salaj, m-am reîntors acasă din Statele Unite după ce am stat aproape 17 ani departe de casă și departe de acasă. Și am revenit acasă cu gândul de a aduce ceva din experiența pozitivă pe care am acumulat în Statele Unite și să împărtășesc din această experiență cu frații mei și cu concetățenii mei din Zalău și din Sălaj. Într-o conjunctură, mă rog, oarecare, am ajuns să fiu și președintele interimar PNCCD Sălaj. Și când te uiți în spatele acestui partid și vezi genul de personalități care au făcut parte din partid, care l-au condus, îți dai seama cât de înalt e standardul ca să fii în partidul acesta și să fii într-o astfel de poziție vremelnică de moment. Obiectivul pe care l-am avut cu PNCCD-ul și din poziția aceasta pe care o am în PNCCD, președinte interimar PNCCD Sălaj, a fost în primul rând de a readuce PNCCD-ul acolo unde e locul, în a face politici publice pentru Sălaj și pentru sălăjeni. Am urmărit cu foarte mare atenție discursurile publice dinaintea sau din această perioadă de precampanie și șocul meu total a fost că absolut nimeni din celelalte partide politice, să spun așa, nu vorbesc despre oameni. Nimeni nu vorbește despre faptul că tot mai mulți tineri pleacă din Sălaj, pleacă în județele limitrofe, iar de acolo mai departe, în alte țări. Nimeni nu vorbește despre oportunitățile imense care există în Sălaj și ar putea să fie fructificate de o administrație publică care ar acționa, ar gândi deștept. Și vă dau un exemplu. Partea estică a județului Sălaj, de la Jibou încolo, dacă te duci spre Ilianda, nu există absolut nici un loc unde să poți să mănânci o mâncare în zona respectivă, în contextul în care multe lume merge la pescuit în zonă. Acolo ai putea face o mulțime de activități turistice, să îmbini cumva turismul cu agroturismul, cu chestiunile de weekend. Aici ar fi rolul unor persoane în administrația publică de a înțelege aceste oportunități și pe partea cealaltă să vadă cum s-ar putea absorbe, în fond și la urmă urmei, fonduri europene de a ajuta dezvoltarea respectivei zone. Pot să vă spun că din luna mai, de la sfârșitul lunii mai, de când am ajuns în această poziție, am bătut la pas pur și simplu tot județul. Nu există comună în județul Sălaj pe care n-am bătut-o și ar fi excesiv să spun că fiecare sat, dar comună fiecare. Pentru că am mers în căutarea vechilor țărăniști. Și șocul pe care l-am avut a fost că în orice comună am intrat și am spus că fie de la PNCCD sau caut pe cineva de la PNCCD care din datele noastre stătea în zona respectivă, n-am auzit și n-am primit niciun răspuns negativ. Foarte multă lume spunea, cam târziu veniți. Locul vostru era de mai mult timp aici. Ori ceea ce vedeți acum când se întâmplă cu PNCCD Sălaj este de fapt o revigorare și o readucere a partidului în prim planul politicii sălăjene, zălăoane și implicit românești, pentru că situația se schimbă. Poate ați văzut că în Maramureș primarul Băii Mari candidează din partea PNCCD. Lucrurile se schimbă și cred că românii după ce 20 de ani au spus, poate e momentul, nu știu, conjunctura după anii 96-2000 ca PNCCD-ul să stea în afara Parlamentului, a fost o perioadă îndelungată, a spune o generație. Și lumea poate acum să se uite în spate cu o generație ce au făcut cei care au fost atâta timp în Parlament. Și cred că e timpul, și românii spun lucrul acesta, că e momentul să se reîntoarcem la adevăratele valori fondatoare pe care le-am avut și care au fost gândite, puse în text, tocmai de un renumit sălăjan, Simeon Bărnuțiu. Sunteți destul de tânăr și vreau să știu de unde această dragoste, dacă se poate numi așa, pentru PNC. În primul rând, provin dintr-o familie cu vechi rădăcini țărăniste, pe de o parte, și pe de partea cealaltă greco-catolică. Mai mult decât atât, am fost prin familie, am fost o familie, aș spune, persecutată de regimul comunist, pe de o parte din motive religioase, pe de partea cealaltă de motive politice, dat fiindcă foarte mulți membri din familie au fost membri ai Partidului Național Țărănesc. Și e o chestie care ții pur și simplu în genă. Chiar dacă am fost, aș mai adăuga aici, chiar dacă am fost plecat în Statele Unite, urmăream cu foarte mare atenție, mă rog, tot ceea ce se întâmplă în România, mai ales cu ceea ce privește sau ce are legătură cu PNCCD-ul, iar dacă cineva e interesat, poate să meargă pe site-ul Tribunalului București și la partea cu partidele, o să găsească numele meu, am fost unul dintre un grup de români americani care am deschis un proces prin 2004-2005, dacă bine mi-aduc aminte,
pentru a se păstra numele partidului și să nu se piardă. Că dacă se mai pierdea și numele partidului, chiar se pierdea o imensă bogăție și moștenire care există astăzi în Sălaj și în România, prin aceste rădăcini profund istorice pe care partidul le are. Și în fond și la urma urmei, rolul nostru, atribuția noastră, obiectivul nostru și chemarea noastră, misiunea noastră de a dezgropa și de a readuce la viață aceste valori. Și vă spun câteva. În primul rând, valoarea națională. Este primul cuvânt din PNCCD. Nu exiști ca individ dacă n-ai o nație. Altfel ai fi un, cum spunea cineva, fiul ploii, că n-ai avea pur și simplu un loc al tău unde să te simți în siguranță. Al doilea cuvânt din PNCCD, țâul ăla. Nu-i de la țărănesc, mă rog, de la ță. Dar rădăcina țărănesc, cuvântului țărănesc, e țară. Ai o națiune, ai o țară. Urmează pe valorile creștine și democrate. Că nu poți să faci diferență între voința majorității pe de-o parte și drepturile și libertățile fundamentale ale indivizilor pe partea cealaltă. Asta ar fi cumva câteva lucruri la nivel de idei, de principii, de viziune pe care partidul are. Dar revenim la situații concrete. În câteva intervenții pe care le-am avut, că vreau să dau șansa tinerilor și oamenilor care vor să facă ceva în Sălaj, să o fac. Asta este și motivul pentru care eu n-am candidat. Am spus că voi susține în campanie pe absolut oricine și voi bate județul cu candidații pe NCCD pentru a arăta oamenilor că se poate face și o altfel de politică. Pot să vă spun că în acest, într-adevăr, a fost timpul scurt pentru noi, ca partid, o lună și ceva de pre-campanie, să poți să găsești candidat, să evaluezi, să îi convingi sau să îi ajuți să se decide dacă vor într-adevăr să candideze fie pentru Consiliul Local sau pentru primărie. Dar pot să vă spun că am găsit candidați împreună cu această echipă care se formează acum, absolut redutabili. Am întâlnit o tânără în prezemă mică, că mă și emoționează un pic când mă gândesc. Mersesem în localitatea Chendrea să căutăm un candidat în Bălan. Și din vorbă în vorbă ne spune cineva, băi, zice, uite, a venit o familie tânără din Italia, zice, și își revoltați de ce se întâmplă, ca oricare acum, și eu știu perspectiva asta, a unui a plecat care, zice, du-te, mergi și vorbiți cu ei. Și ne-am dus. Și, mama, soția, să spun, în momentul ăla nu era mama. Încă. Tot îi spunea soțului, uite, ar fi bine să candidezi, să faci, să nu știu ce, soțul, bă, dar nu știu, ale putem noi schimba? Și atunci am spus, dar de ce nu candidează dumneavoastră? Mame, sau soție. Soția gravidă, vă dați seama, luna nouă. Și vorbim cu ea, zice, păi o să nasc pe 2 septembrie. A, zic că e ok, este timp, ce să zic. Și marțea asta acum îmi trimite dimineața un mesaj, zice, sunt în spital, zice, și astăzi voi naște. Și tânăra aceasta, din spital, dădea telefoane acasă și își educa familia cum să strângă semnături pentru ea, ca să poată să se califice, să candideze. Oricând vezi un astfel de român determinat, nu te oprești la nimic să faci tot ce e necesar și tot ce stă în putință, să faci ceva pentru oamenii ăștia, ca la rândul lor să facă ceva pentru comunitatea lor și în fond și la urmă România asta va fi menirea PNCCD-ului și a candidaților pe care i-am propus. În câte comune aveți candidați de primari sau comune în care aveți doar candidați de consilieri locali? Pot să vă spun că astăzi, în ultima zi de campanie, am făcut un tornado în județ, pentru că am depus candidați în 10 de OAT-uri. Va rămâne să vedem în următoarele zile în câte dintre aceste OAT-uri candidaturile vor fi acceptate. Dacă vor fi respinse, vom face contestație, se va trage linie, vom ștea atunci precis în câte locuri avem și va fi cea mai bună oportunitate pentru cei din Sălaj să vadă alternativele. Oameni care vor să aducă bunăstare acasă, oameni, mulți dintre noi care am fost afară, am văzut cum se mișcă lucrurile pe acolo, care am trăit bine, chiar foarte bine afară. Diferența e însă când ai trăit acasă. Pe lumea asta și cei care ne urmăresc știu lucrul acesta. Poți să ai multe case. Poate să-ți meargă bine într-o mulțime de țări din lumea asta. Dar din toate țările astea, numai un singur loc e acasă. Ori noi ceea ce dorim să facem este să aducem această bunăstare, să nu mai existe această ruptură între locul ăla unde tu te simți bine, că ești acasă, dar pe de altă parte nu ai confortul și nu ai bunăstarea pe care poate o ai în altă parte. Încercăm să aducem din lucrurile pozitive din altă parte, aici, la noi, în Sălaj, în cazul de față, să facem să ne simțim cum să cuvine la noi acasă. Acum, probabil ca și o mică răutate, dacă pot spune așa, că se întâmplă și astea, cum ați reușit dumneavoastră din mai, aproape necunoscut
în Sălaj, lipsind atâta vreme de aici, să aduceți atâția oameni în jurul dumneavoastră încât să repuneți pe scena politică PNTSD de Sălaj? Nu, n-a fost meritul meu. Meritul e, de fapt, a celor dinaintea noastră. Pentru că noi ce facem? Construim și continuăm să construim, de fapt, pe o podină, pe o bază pe care alții dinaintea noastră au construit. Fiecare dintre noi suntem vremelnici în lumea asta. Venim, stăm o vreme, apoi plecăm, la fel și într-o funcție publică. Important e însă ce baze ai, pe ce sclădești aceste acțiuni pe care le ai. Din acest motiv și spun că PNTSD-ul, având aceste rădăcini istorice, nu numai că e un partid istoric, rădăcinile lui ideologice sunt în istorie și vezi oameni redutabili care provin chiar din Sălaj, care au adus atâta beneficiu și prosperitate României. Ori, inspirându-ne din acest bagaj, evident că ți-e ușor să dai mai departe. Asta e una. Al doilea lucru. Cred că a contat sămânța pe care astăzi niște au aruncat-o în Sălaj generațiile trecute. Pentru că, cum v-am zis, am bătut foarte multe comune, chiar atunci în prima fază, ai luat arhiva partidului și încerci să găsești oameni. Nu, unde te duci? La aia care ți s-a apropiat. Și te duci în nu știu care comună și îl cauți pe Victorul nu știu cui, nu? Și tu afli că l-a murit de 5 ani. Nu? Și atunci ce faci? Vorbești cu familia. Încerci să vezi care sunt probleme. Pot să zic că din luna mai, iunie, mă rog, după ce s-a ieșit din starea asta cu starea de urgență, a fost una dintre cele mai profitabile experiențe pe care le-am avut și sufletești și omenești, să spun. Pentru că am intrat în casele a sute de oameni din Sălaj și ai șansa să îi vezi pe oamenii ăștia cum gândesc ce fac. Și e trist să intri în casele unor oameni bătrâni și să vezi în jurul unui ceas de cuc, de exemplu, că își pune pozele nepoților care sunt în America sau prin Italia. Și ăla când se uită la ceas, tot timpul se gândește la nepoții lui care sunt nu știu unde. Ori, eu știu drama asta, pentru că și eu am trăit în afară. Țin minte când a apărut Google Maps prima dată, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă uit din America pe Google Map în ograda bunicilor și pe unde mereu la casă, pe diverse. Pentru că, repet, e chestia aia de acasă. Da, o duci bine în altă parte, în Italia, în Spania, oriunde. Dar numai un loc e acasă și ăla e aici. O, rolul nostru va fi, și o să vedeți prin candidații pe care avem, în primul rând candidatul la Consiliul Județean. Și toți cei care ne urmăresc pot să facă o comparație foarte simplă. Nu, că ai de ales. Toată lumea spune, sunt de dreapta. Păi ai de ales între cineva care se pricepe foarte bine la cântat, ceea ce e o meserie și un job foarte respectabil, dar nu știu în ce măsură o astfel de persoană poate și aduce genul de bunăstare pe care sălăjenii îl așteaptă și de care au nevoie. De partea cealaltă este Ghiță Stanciu, candidatul PNTSD la președinția Consiliului Județean și dacă vă uitați că în jurul lui în momentul de față se strânge o întreagă echipă. Într-adevăr, timpul a fost scurt, presiunea enormă, oamenii plecați. Dar, repet, nu e despre persoane, e despre idee. Lumea începe să se strângă în jurul unei idei. Pentru că obiectivul pe care îl avem aici este exact din beneficiile pe care le-am primit de la înaintașii noștri, cei care au fost în spatele nostru, să primim și să căutăm să fructificăm lucrurile respective bune și să lăsăm ceva după noi. În ce măsură, ca și europarlamentar, puteți să ajutați dumneavoastră județul Sălaj și Zalău sau comunitățile unde aveți candidați să aduceți bunăstare? Un lucru pe care l-am spus și în campania pentru europarlamentare și de care m-am ținut de cuvânt în măsura în care am putut, până n-am avut un seriu efectiv în Zalău încă, sau până recent, să zic, a fost să aduc experți în special în obținerea de fonduri europene, care să le dea șansa românilor din, mă rog, sălăjenilor, să spun, să vină să cunoască și să învețe cum concret se pot obține aceste fonduri europene. Pentru că ai foarte multe paliere, foarte multe moduri de a obține banii aceștia. Ceea ce am observat prin discuțiile pe care le-am avut prin județ, m-am întâlnit cu primar, de exemplu, din toate partidele, pentru că obiectivul aici nu e să fii tot timpul într-o ceartă cu cineva, ci de a găsi cele mai bune soluții pentru comunitatea respectivă. Și întrebarea obișnuită pe care o am, voi ce proiecte europene aveți în comunitatea dumneavoastră? Și ceea ce spune toată lumea este, păi noi am asfaltat și am băgat apă. Sau am băgat, mă rog, fel și fel de lucruri care nu mai lucrează. Și atunci întreb, bun, dar geaburi ați creat?
locuri de muncă ați creat, oameni ăștia care sunt în această zonă, au unde să meargă în jurul, nu știu, 10 km, nu? Rază, să lucreze undeva. Nimeni nu se gândește la lucrul acesta. Și există astfel de proiecte. Uite, am fost în localitatea Gârbou și am întâlnit un domn acolo care făcea pălării. Ne-am întâlnit într-un ABC din ăsta și uitam la clopul lui și zic, băi, interesant, zic, ce vi l-a făcut? Păi zice, eu fac clopuri. Bun. Și am, din vorbă în vorbă, am înțeles că domnul respectiv, mă rog, din când în când este chemat de centru de cultură să mai prezinte câte o pălărie și eu îl întreb, domnule, dar concret, te ajută cineva cu niște bani, că totuși să ții geabul respectiv și meșteșugul respectiv în viață, costă ceva. Și mi-a spus, nu, nimic. Și mi-a spus, zic, uite, sunt 70.000 de euro, de exemplu, care se pot obține simplu printr-o declarație pe care o primești de la primărie ca să... Faptul că tu ești un meșteșugar și faci anumite chestii populare într-un sat. Uite, o idee sau o oportunitate despre care nu știu cât s-a știut în Sălaj. Da. Într-adevăr, vreau să îmi spuneți acum dacă pentru județ ați găsit în comune diverse soluții pentru reședința de județ, Zalău, cu ce vine PNCCD diferit față de celelalte partide? Aici, în primul rând, va fi rolul candidaților noștri să explice acest lucru. Și o să mă vedeți că voi fi omul care va ajuta candidații să explice lucrurile acestea, pentru că ei vor fi direct votați de oameni și este normal să fie cei care să explice lucrurile acestea. Nu că n-aș putea să vă țin eu, dar nu eu candidez. Și este important pentru cei din Sălaj să-și aleagă cu foarte mare discernământ oamenii care să le conducă destinele, că așa aș putea și eu să vă spun. Și am idei foarte multe, dar important este oamenii care rămân aici, care sunt votați de către sălăjeni, ideile pe care le au. Și aici pot să vă spun că, mă rog, m-am consultat cu colegii, evident că le-am dat multe idei, dar îi voi lăsa pe dânsii să explice lucrul acesta. Și ultima întrebare, având în vedere că dumneavoastră sunteți omul care putem spune că ați reconstruit PNC-ul, PNCCD în Sălaj și în Zalau, în ce măsură contează tineretul? Aici v-aș corecta un pic. Nu sunt persoana care am reconstruit PNCCD-ul. PNCCD-ul a existat aici. E exact ca lumina. Cineva nu exact ca lumina nu a avut sediu, mai avea doi membri. Membrii au avut, vă spun, surprinzător. Uite că acum, de când avem sediu, au fost momente în timpul zilei când pur și simplu mai țineam față cu fluxul de oameni care veneau și vreau să se intereseze, să afle despre noi. Știți, este o vorbă în Maramureș care zice că pintea nu a murit în urmă un pic să hodinitu. La fel și cu PNCCD-ul. PNCCD-ul nu a murit cum au vrut unii, nu m-am pic să hodinitu. Și o să vedeți în această campanie, aș spune, cea mai tare echipă, pe nu numai PNCCD, dar echipă care într-adevăr poate să ofere soluții viabile și redutabile pentru Sălaj. Am convingerea că sălăjenii vor analiza cu foarte mare atenție opțiunile de vot pe care le vor avea, iar în septembrie vor vota PNCCD.